Cum fiecare om vorbește o limbă diferită, așa fiecare persoană are un limbaj al iubirii diferit. Cineva poate se simte iubit atunci când primește complimente, sau altcineva se simte iubit atunci când primește cadouri. Acesta ar fi un motiv de ce unele persoane nu sunt mulțumite de cadouri, pentru că ele nu apreciază cadourile, dar apreciază complimentele sau invers. Dacă vrei să faci ca cealaltă persoană să se simtă iubită, descoperă ce limbaj de iubire are și vorbește-i pe acel limbaj. 1. Limbajul cuvintelor de apreciere. Persoanele care au acest limbaj de iubire preferă să primească cuvinte sincere de apreciere. Ea preferă complimentele și cel mai mult o motivează cuvintele motivaționale. De zilele lor de naștere, ați putea să-i scrieți scrisori, să adăugați multe cuvinte de apreciere, iar acest tip de persoane apreciază cuvintele de mulțumire, așa că ar fi bine, chiar și la cel mai mic favor, să le mulțumiți. 2. Limbajul timpului de calitate. Dacă limbajul ei este timpul de calitate, activitatea nu contează foarte mult. Ceea ce contează este să petreceți timp de calitate împreună. Persoana care are acest limbaj de iubire vrea să-i acordați din timpul tău, din atenția ta, ați putea ieși la o plimbare prin parc, la un film sau la o cină în oraș. Cât timp petreci acel timp cu acea persoană, nu trebuie să stai pe telefon, fiindcă cealaltă persoană nu se va bucura de întreaga ta atenție și nici nu se va simți iubită. 3. Limbajul darurilor. Cei care au acest limbaj se simt iubiți când primesc cadouri, se simt fericiți atunci când cineva le oferă daruri. Când îi oferiți un dar, nu trebuie să fie cel mai scump, fiindcă valoarea unui lucru nu stă în prețul acestuia, ci stă în semnificația pentru persoana respectivă. De exemplu, unui fan al echipei Barcelonei puteți să-i dăruiți un tricou de fotbal, unei fete care iubește ciocolatele Milka puteți să-i dăruiți o cutie de ciocolate. Mai mult contează semnificația cadoului decât prețul acestuia. 4. Limbajul serviciilor. Iubirea înseamnă să-i ajut pe alții, de asta mulți folosesc limbajul serviciilor. Persoanele care sunt foarte ocupate, de obicei, se simt iubite atunci când cineva îi ajută cu anumite lucruri, precum a-ți ajuta iubita să facă curat prin casă sau să-ți ajuți colegul la temele pe acasă. Elementul esențial aici este să ajuți din propria inițiativă, fără să te roage cineva, fiindcă așa cealaltă persoană se va simți cu adevărat iubită. 5. Limbajul atingerilor. Corpul uman este alcătuit din trilioane de celule nervoase. Încă de la naștere tindem după atingere. Atingerile blânde, încurajatoare, reprezintă unul dintre limbajele fundamentale ale iubirii. Cele mai folosite și eficiente sunt îmbrățișarea, punerea mâinii pe umeri sau strânsul palmei. Oamenii care au acest limbaj se simt mult mai iubiți atunci când primesc o îmbrățișare decât dacă primesc cadouri sau complimente. În situațiile de criză, când o persoană a pierdut o persoană dragă, se suferă din dragoste sau a primit un diagnostic înspăimântător, ori orice altă catastrofă, ar fi bine să o îmbrățișați, fiindcă în astfel de situații, oamenii au nevoie de iubire mai mult ca oricând, iar îmbrățișările sunt un mesaj puternic al iubirii. Dacă identificați care este limbajul de iubire altor persoane și le vorbiți pe limbajul lor, veți putea să vă îmbunătățiți relațiile cu prietenii, părinții sau partenerul. Iar acesta a fost clipul de astăzi. Abonați-vă la canalul Calea spre Succes pentru mai multe clipuri asemănătoare și apăsați butonul de like ca clipul să fie recomandat mai multor persoane.